Imunitatea și rolul leucocitelor. Lecție dedicată elevilor din clasa a 6-a. Leucocitele, numite și globulele albe ale sângelui, reprezintă acele elemente figurate care au un rol central în fenomenele de apărare împotriva infecțiilor bacteriene și virale, precum și a altor patologii. Reprezintă doar 1% din volumul sanguin. Locul de origine a leucocitelor se află în măduva osoasă roșie și organe limfopoietice precum splina, amigdale și ganglioni limfatici și sunt produse cu o frecvență care depinde de timpul de viață al fiecărui tip de leucocit în parte. Odată ce au fost formate, o parte sunt depozitate în organele limfoide, unde așteaptă invadarea de către patogen, iar restul sunt trimise în circulația sângelui și în sistemul limfatic. Leucocitele sunt de mai multe feluri. În funcție de subtip, au o durată de viață de la câteva ore la câțiva ani. Monocitele sunt cele mai mari în dimensiuni, prezintă un nucleu cu formă asemănătoare unui rinic și sunt implicate în apărarea împotriva infecțiilor bacteriene. Se transformă în macrofage care fragmentează microorganisme. Limfocitele reprezintă celulele albe responsabile pentru producerea anticorpilor. Unele dintre ele se maturizează în timus. Neutrofilele compun cel mai mare procent din leucocite și prezintă prima linie în apărarea împotriva bacteriilor și fungilor. Sunt capabile de diapedeză, adică migrează din circulația sanguină către țesuturi. Eozinofilele sunt implicate în mai multe procese patologice, precum cele alergice, parazitare și neoplazice. Bazofilele sunt acele globule albe responsabile pentru producerea histaminei, cu scopul înarmării sistemului imun pentru combaterea infecțiilor parazitare. Prin urmare, principalele funcții ale leucocitelor sunt producerea de anticorpi, denumiți imunoglobuline, cu scopul apărării organismului de patogeni și de formarea memoriei pe termen lung în cazul unui contact ulterior cu același patogen, identificarea și fragmentarea bacteriilor, producerea de histamină și heparină cu scopul prevenirii coagulării sângelui și furnizării unui răspuns imun rapid, precum și implicarea în procese alergice și distrugerea de celule parazitare și canceroase. Știați că unele afecțiuni hematologice sunt asimptomatice la debut? De exemplu, mieloamele sau leucemia limfatică. Prin urmare, este necesară efectuarea analizelor uzuale gratuite de sânge, care se numește hemoleucogramă, ca metodă de screening. Vă mulțumesc pentru atenție!